Astăzi, aici în Găgăuzie, am avut posibilitatea să prezint locuitorilor din Comrat și Ceadărlungă programul meu electoral, programul care a fost elaborat în comun cu colegii mei, un program foarte clar, un program cu indicatori concreți și un program care deja a fost testat în localitățile unde am avut posibilitatea, unde electoratul ne-a acordat un vot mare de încredere, cum ar fi Orheiul, Taraclia și în multe alte localități. Am discutat în detalii problemele care au fost abordate, în special ceea ce ține de lipsa drumurilor naționale și drumurile interurbane, și aici am venit cu soluții concrete cum avem de gând să soluționăm această problemă. De asemenea, un alt subiect a fost lipsa sau, mai bine zis, lipsa rețelilor în general de aprovizionare cu apă și sanitație. Practic, această problemă o întâlnim pe întregul teritoriu al Republicii Moldova și i-am informat despre programul de aprovizionare cu apă și sanitație, care este deja elaborat și îl vom implementa.